Domnul avocat, dacă eu nu sunt de acord, pentru că singurul meu vot este pe oportunitate, pentru că partea de legalitate mi-o dă domnul arhitect și aici chiar v-aș ruga să fiți un pic mai puțin arogant, așa cum sunteți, și să fiți mai puțin arogant și cu noi, cei din Consiliu. Dacă eu nu votez, pentru că nu consider oportun, mă dați în judecată? Nominal, vă rog. Pentru că vă blochez dreptul de la proprietate? Doamna consilier, cât timp îmi permite legea la un astfel de demers judiciar, evident, atâta timp cât consider că votul negativ al Consiliului General... Nu al Consiliului, pentru că dumneavoastră dați nominal în judecată fiecare consilier, nu-i așa? Da, nominal. Bun. E posibil, astăzi nu vă pot confirma. Ce înseamnă? Ce înseamnă? Să există un demers judiciar împotriva unui vot negativ. Avem cât un dosar pentru fiecare vot negativ pe care noi l-am dat. Deja colegii mei, mulți dintre ei, spun pe mine nu mă mai interesează, trebuie să plătească și copiii mei și nepoții mei și tot neamul meu de acum înainte. Pentru că domnii au bani, pentru că ați vorbit și dumneavoastră de dezvoltatori, eu îi cunosc mai puțin. Eu sunt la Comisia de Cultură, am avut proiecte pe care le știți, nu, în general încerc să recuperez patrimoniul cultural de acolo de pe unde se mai poate recupera. Însă am atâtea procese că nici eu nu știu, avocații îmi plătesc eu singur. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca avocat dreptul meu de a considera neoportun un proiect? Pentru zona respectivă, pentru cartierul respectiv. În primul rând, cred că dumneavoastră trebuie să justificați neoportunitatea unui astfel de demers. Dar nu aveți decât să-i ascultați pe domnii și aveți toată justificarea. De-aia sunt